Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Hacking alături de Extaz. Zici și tu ceva, manule. Salut, salut. Jucăm astăzi Broken Fan Premier, bă băieți, că avem mamă, stai așa, Waking. Ah, ok, oponentul nu are nimic. Bă, da, jucăm Broken Fan Premier, bă băieții, ca un fel de Face it pe CSGO, cu votat de harte, cu nebunii de azi, cu harte? Mamă, ce analfabete să mă bat atâta, votat de hărți, de nebunii. A, eu? A, eu banez. Banez Dustul și să-mi bat prin... Ba nu, Dustul nu-l banez cu aia. Train-ul, cred. Train-ul? Bă, nu știu. Vertigo. Vertigo, Train. Mamă, Vertigo și Dust s-au banat. Sau nu? Bă, băi, dați și voi acolo. Dați și... Păi stai că e la egalitate Train-ul cu Vertigo. Cum se... Trebuie să mai trece cineva. Da, cine știe. Bă, fraților, dacă mai vreți episoade de genul continuare, dați și voi acolo un like și un subscribe la canal, să facem 1000 de like-uri. Stai să vedem că aici m-a băgat așa un pic în brain crash chestia asta, dar am înțeles-o până la urmă. Asta este ultima mea misiune ca să facem rang 21 pe acest cont. Știți și voi, am luat contul main, aveți și link în descriere de data asta. Am decis să fac contul public, bă băieți, aveți link în descriere și în primul comentariu acolo să mă adăugați dacă vreți să mă aveți pe contul main. Și să sperăm acum că o să fie bun meciul ăsta, deși suntem la silver și n-ar trebui să dăm de cotați. Mamă, Inferno, banează Inferno, ești nebun, hai să jucăm Mirage. Banați. Și tu nu ai mai jucat, nu? A? N-ai mai jucat, nu? Niciodată Broken Fan. Nu, Broken Fan n-am mai jucat niciodată. Păi am evitat misiunile astea de la Broken Fan și de competitiv, mai să le fac pe alea mai ușoare, știi? Ai de capul meu, mă. Cum ar fi, mă, acum să-și bage ăștia toți finuși să ne rupă aici nebun la cap? Ei, ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Dar tu cu ce joci, mă? Că am văzut că ai, am văzut că joci cu Novi și am văzut că mai ai acolo. M-am uitat pe ăla când ai dat stream, când ai dat stream snipe la România aia și avea Alco, dar n-am văzut ce. Aveam V4 atunci. Mamă, V4, păi și de ce nu mai folosești, mă, V4? Păi mi s-a dus sabă și nu mai am la V4, că e printre cele mai proaste. Da, am observat și eu. Păi mi-a dat unul cu aia, mi-a zis unul din străinătate. Uite, frate, îți cumpăr V4-le, îți dau lua scriptul meu și îmi promovez lua scriptul. Dar de unde dracu cu aia? Sau JavaScript sau ce dracu folosesc aia cu aia? Bă, dar las-o în puii mei cu aia, că mă jucam matchmaking versus Paystar în puii mei și îmi dădeau Paystar tap cu aia, ești nebun la cap. Și cu Neverlose-ul ieri am dat două meciuri de Wingman și aia aveau full rage cu aia și mi-am băgat semi rage și le dădeam tap, ești nebun la cap. Numai așa. Să-ți cumpere cu steluțele alea din shop. Da, m-am făcut case opening, ești nebun la cap. Mi-am făcut din cutiile alea vreo 15 euro și am dat pe operațiune 12. Am făcut profit maxim, ești nebun la cap. Și păi din... Da, brodere. Darius, să zici tu ceva. Voice enable, ia uite-l, mă. Hai rush pe ea, hai rush pe ea, băiți, hai rush pe ea. Bă, apare nu sunt codați aici, mă rog, jucăm și la Silver, avem un Silver în echipă, dar avem și pe Darius cu MG și nu văd să fie codat sau ceva, hai să vedem acum, jucăm cu Neverlose, v-am zis că pe contul ăsta nu o să injectez altceva în afară de Neverlose, nu vreau să mă complic cu mai multe cheat-uri, că după aia dacă mi-au Overwatch, mă, sau Overwatch, dacă mi-au VAC, nu știu de ce mi-am luat VAC. Așa măcar știu că dacă mi-au VAC, mamă, să mă bată, cum dracu are, mă, ah, lol, ce m-a speriat, aveam acolo pus ăsta, headshot percentage-ul ăla și... Mi-a părea că ai 100 de deduri, mă rog. Ba, ție-ți, mi-a părea că ai 100 de deduri și nu înțelegeam de ce. Mamă, ce zice acolo? Ce dracu e ala cu incensul, mă? Ești nebun la cap? Câte șanse avem să câștigăm sau ce dracu, zice acolo, băi? A, da, 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 stai că eu am și astea puse pe ecran. Ba, păi eu le văd, îmi pui, mă, uite, your team incense, ești nebun la cap? 100 în da, 2, 100 în 1? Să updatez în fiecare rundă, știi? Mm-hmm. Te vine ai juca, gen. A, bă, ești nebun, uite, eu am luat win-ul, sau? Ba nu, hai că eu ai luat MVP. Da, am luat MVP-ul. Bă, ce șmecherie e Broken Fan Premierul ăsta, dar e nașpa, mi se pare că e doar pentru o perioadă limitată de timp, nu? Adică, după ce este rămână, rămână, cred. No, zici? Nu știu, acolo, mamă, uite-l pe Darius, ce-i rupe, coaie, lasă și mie Darius e kill-ul, ia uite-l pe ăla cu deagle-ul, bă, gata, stai să plantez și eu bomba, băieți, și mi se pare că, adică se pune, pe Broken Fan Premierul ăsta se pune win normal, pe competitiv, nu? Da, se pune. Gata, coaie, am făcut și eu, mamă, dar am 6 kill-uri, las-o așa. Why report me, man? Doamne, mi-au dat report cu aici, nici măcar n-am jucat așa de obvious. Dacă îmi bag acum semi-rage unii, ce mai zic? Proces. Mamă, dar chiar mă, trebuia să mai fac și eu. No, I don't, lol. I am pro player. Ești nebun la cap, vrea să-mi dea report cu aia. Haideți, mă, și noi, oraș PB. Dariusica, m-auzi? Da. Hai, oraș PB, brodere. Hai, exit-i-mă acum. Da. I don't know, you're getting back. Mamă, ce-mi place de ăștia cu aia care... Deci în fiecare meci, știi că am început o nouă serie, în cât de repede poți să banezi un cont de Prime, știi? Da. Și mi-a zis unul în meciurile alea, nu, da, 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 și mi-a zis unul în meciurile alea, man, I report booted you, you are getting banned in 24 hours, max.
Și l-am adăugat pe Steam ca să văd dacă, să văd, adică eu știam că nu-mi iau bani, dar să văd ce părere are după ce îi dau eu mesaj după 24 de ore, să bifac în ciuda așa cu aia. Și omul mi-a dat remove, a văzut că nu mi-am luat bani, au trecut două zile și omul mi-a dat remove de pe Steam. Mamă, ce joacă Darius. Băi, Darius, să mă bată tata, tu vrei Overwatch? Uite cu aia. Deci ea tot mie îmi dau report, eu n-am mai făcut niciun kill runda asta cu aia. Vă ne simțiți? Cu ce le-am greșit? Că eu n-am mai făcut niciun kill runda asta. Dar văd, păi dă numai în cap, ia fi aici. Bam. Gata, one tap ești nebun la cap, dar a luat Darius MVP-ul de data asta. Băi, Darius, nu ne mai căram așa, mane, lasă și mie câteva kill-uri, să fac și eu rank bun pe contul ăsta, ești nebun la cap. Hai, duceți-vă pe B, că mă duc eu fake pe asta, ești nebun, că n-am și eu nimic, n-am nicio șansă, ești nebun la cap. Darius 2K, kick-in, bă, ce-au mă ăștia cu mine? Cred că ăștia au văzut cu aia că Darius 2K ăla are și service medal și pin și alea și se gândesc că poate n-are coduri. De ăsta rup Exitium 2, știi că ăsta pe cont bine și tu ai jucat. Chiar mă, uite, am o întrebare pentru tine aici în direct. În legătură cu video-ul ăla de la OneFlash, de te-a văzut acolo cu Brightcutter-ul, n-aveai cod? Păi și cu tagul ăla de Unity de ăsta, de Valve, ce era aici, nebun la cap? Ți l-ai pus era, tu așa? Da, era grup de ăsta de Steam. Am crezut că, hai că n-aveai cod dacă e, chiar nu, n-aveai, mă. Nu, pe mine ăla n-am băgat cod, am băgat de pe celălalt, cu 12. Mamă, chiar eram, fierbeam pe întrebarea asta, ești nebun la cap, că m-am uitat și eu la clipul ăla. Bine, nu m-am apucat să mă uit la tot, dar am văzut că la sfârșit a zis că ai cod, știi, și de-aia eram așa un pic, ziceam, bă, cum naiba, mă, că omul, bă, ai, înțeleg că joacă cu coduri, dar de-al naiba, că doar nu băga cu carambitul pe cont, ești nebun. Nu, pe ăla n-am băgat, pe ăla cu 15 medalii. Da, eu acum pregătesc un episod de la Forza, să-l dau un pic de spoiler, când o să vreau să joc pe un cont cu cuțit, cu cheat-ul. Să joc semi-rage. Ce părere ai, manule? Merită? Parcă tu și Sky ceva serie de asta. Da, 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 juca, nu, dar nu mai știu ce avea, carambit avea ceva, dar nu mai știu ce carambit, sau nu mai... carambit ceva, dar de ăla de căcat era 100 și ceva de euro. Adică nu juca cu cuțit de 1000 de euro ca B-Hub. Că nebunul de B-Hub chiar a jucat cu cuțit de 1000 de euro aici, nebun. Am văzut, da. Că le-a dat până la urmă profilul. E nebun la cap, omul, deși eu nu cred că alea, eu nu cred că a dat el banii pe cuțitul, eu cred că efectiv ăia care l-au plătit să promoveze hack-ul, i-au zis, uite mă frate, văi și tu un clickbait aici să ne prindă bine video. Că da, nu prea cred e, că... e contul tradement. Mm? A, zici e tu? E contul tradement, posibil. Nu știu, eu zic că ăia care... Mamă, cu aia ce nu scopie de ala la mare backtrack, sau n-ai cod? Am noviu, dar am config de ultra legit, o să ajung și pe mine. Ultra legit, mamă, eu mie nu-mi place deloc cu aia. Aveam și pe Neverlose, am văzut pe forum un config de ăsta ultra legit cu aia, dar mi se părea că nu trage deloc și mi-am făcut config-ul meu cu ăsta cu FOV-ul pe rifle-uri de 4, ești nebun la cap. Dar e fain la Neverlose că n-ai silent aim și nu s-are ținta. Îți duce ținta cheat-ul direct pe inamic. Dar nu e la fel, ai văzut? Nu știu că ai văzut că nu s-are ținta, se duce glunț așa. Da. Păi ăsta am jucat cu Novi, mane. L-am avut o lună și ceva. M-am făcut și episoade cu Novi, am făcut și giveaway, mi-a dat omul să fac giveaway. Da, dar oricum sincer, nu știu, cât e Noviu acum pe lună? 14 ore. 14. Păi asta e faza, nu știu ce să zic. La, uite că acum e și Exitium-ul la 12 ore și nu știu ce să zic, să cam bat așa un pic Exitium cu Novi. Că și Exitium-ul e super bun. Eu l-am lifetime Novi. Ah, păi l-ai luat sau ți-au dat băieții? Mi-a dat Chris acolo. Băi, ești nebun, mie nu mi l-a dat lifetime. Bă, ce bulangiu, mie mi l-a dat o lună să filmez cu el. Futul în aripă să-l fut. Hai mă că dăm rush. Aoleu. Bam, mamă, ce am dat ăla aici nebun la cap. Bă, dar bomba nu mi-o mai dă și mie, frate, să o plantez, să iau și un MVP ceva. Hai că l-aștept, joc și un pic de semi-rage, băieți, azi. Mamă, ce am dat ăla ăsta, dacă nu dau ăștia abandon acum. Ha. Bine. Dacă nu dau ăștia abandon acum. Hai, mamă, deci nu că nu dau abandon, dar să nu mi-au eu vac că dacă mi-au chiar mă cu contul ăla ce s-a întâmplat? Că am văzut că mi-ai dat screenshot. Și ai zis da, că merge Overwatch. Eu zic că a revenit Overwatch, că aveam transactor foarte bun pe contul ăla. Asta e ideea, știi? Bă, nu știu ce să zic. Că ideea e că uite, eu pe contul ăsta și nu neapărat pe contul ăsta, dar mi-am cumpărat acum două conturi de rang 21 de pe G2G și am băgat full rage pe ele. Și n-are bani niciunul, nu doar ăla din episodul ăla de l-am pus al altăieri sau când l-am pus. Mai am un cont pe care am deja 8 win-uri full rage și n-am încă Overwatch. Și ce transfector pot să am eu pe contul ăla? Nu știu, eu cred că până la urmă ăștia meciurile din Prime sau meciurile din transfector foarte mic, eu cred că nu se bagă la Overwatch cu aia. Eu am început să cred chestia asta. Am început să cred că la non-Prime nici măcar nu mai bagă conturile la Overwatch. Eu ce am văzut eu în Overwatch, am făcut nu știu câte Overwatch-uri cu Overwatch revealer de ăla și am văzut că cam toate Overwatch-urile sunt la Prime, nu? La Prime. Nu, eu am găsit non-Prime majoritatea. Mamă, eu am găsit numai Prime, ești nebun la cap, nu-mi găseam, mă, un cont de ăla de nesimțit de rang 2. Deci am făcut într-o zi vreo 20 de Overwatch. Am zis, hai mă frate, n-are cum. Și eu mă gândesc că până la urmă ăștia de la CSI au făcut o chestie și se gândesc că, bă, pui mei, hai să nu mai băgăm meciurile de non-prime, că oricum cine joacă la non-prime își asumă cât de codat și n-are rost să umplem Overwatch-urile aiurea. Nu știu, așa mă gândeam că au făcut. Și eu nu știu de ce la Neverlose-ul ăsta, când mor, văd numai third person. Și dacă dezactivez third person-ul din setări, tot third person văd. Și mai enervează. Nu, are acolo, gen, când mori să fie numai third person și what the fuck. B-Hub legit? Băi, ești nebun, are B-Hub config de legit? Da. Yeah.
O las așa mai încet. Legit boot. Backtrack 200, FOV 1.3. Băi, ești nebun, e mai puțin obvious decât a meu. Ia, hai să ne încercăm ronda asta, băieți, configul lui Bihap. Mamă, ce-i cu FOV-ul ăsta, coaie? Eu aveam FOV-ul dat la maxim din Bob Neverlose și acum m-a spart, ești nebun la cap. Asta e config paid sau ceva sau? Da, e paid. Băi, ești nebun? Și l-ai luat tu sau ai vorbit cu Bihap? Am membrul el și am toate configurile. Ah, lul. Nice, cât e membrul el? Poate mi-au și aici nebun. Dacă dă-și configuri. De ce lei? Ah, lejer. Și dă-și configuri de HVH sau doar de ASEN? Ce de HVH? Da, dacă. Băi, ești nebun la cap, păi mă bag și eu, bă, atunci la... Mamă, coaie, câte fire-uri au dat. Așa, chiar sunt curios cum e configul lui Bihap. Bine, unul mort. Hai mă, că trage bine, ești nebun la cap. Trage decent. Faci review. Da, mă, fac review la configul de legit al lui Bihap, ești nebun. Da, mă, chiar trage bine. Cât costă configul? Cred că mi-a băgat coaie ăsta, că aveam ATM-ul activat și vă care niște setări făcute pe aici și cred că mă învârteam în puii mei. Băi, coaie, ia stai un pic main. Stai să văd, stai să-mi bat third person, o să vedem. View, third person, distance, așa, ia să vedem. Băi, coaie, ia, stai să înceapă runda. Mi-a zis ăsta că îmi făcea foarte urât anti-aim-ul și când m-am uitat la setările de la anti-aim erau activate și erau făcute ceva setări acolo, știi? Hai că văd acum când începe runda. Băi, coaie, mi-ai dat un config de rage, ești nebun la cap. E legit. Ia, hai că văd acum. Ia, hai, uite-te la mine. Stai că eu am și o terpere să nu se vede dacă e ceva dubios. Na, uite cum face coaie, să mă bată data. Eu te văd normal. Na, mă mai vezi normal. Are și a încercat și el să-și facă aici un legit ăsta, un legit anti-aim, ești nebun, că Neverlose nu are legit anti-aim direct și a încercat și el să facă aici niște setări la anti-aim-ul de la Rageboot și nu prea a reușit, ești nebun la cap. Uite-l pe ăla cu AWP-ul, băi, eu cred că au și ăștia ceva ult, dar nu sunt stare să-l folosească, ești nebun, că mie mi se pare că unii dau prefire-uri prea nesimțite. Sau o știi Silvery să joace, ești nebun, n-ai de unde să știi. A, nu că nici n-am făcut. La a? Nu joacă ăștia așa la Silver. E, n-ai... A, cum joacă ăștia, niciun caz, ești nebun, dar nu cred că au Silver, că l-avem pe Darius 2 camane. A, da, uite, că au 3 GN3, un GN2 și un MG1. Da, mă, dar l-avem și pe Darius 2, ca bro. Și ăsta... Darius, se vii și next, ia zi. Hai că mai jucăm una, bă, să fac și eu bix pe busul ăla, să fac rank 21 pe video, ești nebun la cap. Please, man, I need 7 round, coaie, săracul de el, are și el operațiunea, coaie, și distrugem. A, zis primul, Arvid ăla. A, oare de daimă, dar atunci du-te, dracu, coaie. Ia uite-l pe ăsta ce era și a dat pe mine, tu-ți copilul. Ia uite-l și pe ăsta ăla-l, bine. Ce le-o dau. Ia auză-l, mă, pe el, mă. Coaie, please, I need, așa a zis și ăla, coaie, nu ți-am zis de faza aia cu... De ăla cu OTC-ul, de-am dat de el pe Wingman. De s-a rugat de mine să-i las meciul cu aia, că-i dădeam... El era full spin, era tryhard acolo și eu eram doar cu Neverlose-ul fără anti-aim, doar cu semi-regiu și dădeam numai tap-uri cu aia. Două runde am și jucat cu legit boot-ul, dar au început să mă bată și am zis, bă, nu mai joc cu legit boot-ul. Și prin runda a 7 a început să se roage de mine să-i las meciul cu aia. Ești nebun la cap, am și filmare pe Shadowplay, săracul cu aia. Mi și mine. Da, așa Neverlose merită, mai ales pentru... Ia uite-l pe ăsta. Pentru protecție și astea, dar V4 nu merită, știi? Bine, și Rusul ăsta are și Noviu și Spirto. Știi că A47 ăsta, fondatorul de la Neverlose, are și Noviu și Spirteco. Genul tot ale lui. Spirteco, mamă, ăla e o prostie. Da, cu aia Spirteco ăla, să mă bată, am făcut review la Spirteco. M-am rugat de aia de la Spirteco să-mi dea codul, mi l-au dat și n-am făcut video cu el. Dar e ultimul jec de cod, eu le-am și zis pe video. Deci ea, nu știu acum dacă s-a uitat ăia de la Spirteco sau nu la mine, dar eu le-am zis pe video. Bă, man, adică e cel mai... Ia uite-l cu aia, mă. L-am omor pe scuze, Dariuse, dar te bagi în fața mea, mamă, și m-a și omor. Nu știu, mă, la Joan ăla, mi se pare că dă un pic cam... Bine, o fi și el, na. Trebuie să câștigăm. Mamă, mai am 5 runde și am făcut a doua astea. Și după aia o să mai trebuiască să jucăm încă o meci, să o fac și pe a treia și o să avem X pe boost-ul, băieți, și am făcut rank 21 pe acest cont, ceea ce este super, super tare. Mamă, de-abia aștept. Cu banii din operațiune de ai scos mai niște pinuri frumos arate acolo și ce vorbești, mă, perfect, operațiunile scasă pentru făcut conturi mele. Hai mă, du-te, dracu, hai mă. Să fii atent, tu dai că atras. Operațiune 15 euro, sau da. Nu 13 euro, dar nici câștigi 50 de euro. Bă, nu știu, am și eu prieteni care au făcut nu știu ce profit, dar eu chiar nu... Am un prieten care a luat operațiunea, a făcut vreo 60 de euro din ea cu aia, dar nu știu, mă, mie nu mi-a picat niciodată ceva bun. Mi-a picat un AUG de 10 euro, ăla verde, ăla au fost așa, ești nebun la cap, cel mai bun. În rest, mi-a picat un SSG de 3 euro și mi-am cumpărat eu cu mamă, bravo, mă, Cristiane, să mă bată tata. Și în rest, mi-am cumpărat ăla, un agent de ăla, sau cum îi zice, cu 3 euro și ceva, știi? Aveam 700 luțe de alea, i-am dat unboxing și aia e. XP, adică de aia mi-am luat operațiunea să fac profit cu ea. Mi-am luat operațiunea că știam că ăsta e momentul perfect să-mi fac un cont main și să-l fac prime. Că îți dai seama, dacă mă apucăm acum să-mi fac un cont
main și să-l bag cu prime-ul, tu aveam de-abia într-o lună prime-ul, știi, așa, l-am într-o săptămână și știu măcar că am și operațiune așa arată frumos acolo, știi? Adică altcumva dai cu cheat când știi că ai și operațiunea, văd ai acolo că ai operațiunea, na. Și îți crește și transfectorul până la urmă, că ai investit bani în cont, știi? Da. Adică, na, pentru toate chestiile astea, deci cel mai bine e să, dacă vreți să nu vă luați bani, băi, ia uite-l pe ăsta, coaie, tu-ți copilul, mătii. Cel mai bine, băieți, dacă vreți să aveți un cont main pe care să jucați cu coduri și să nu vă luați bani, bine, să aveți și un cod ca lumea, adică să nu jucați cu dracu știe ce paste sau, na, și să investiți acolo, măcar, dacă investiți 10 euro pe lună, eu așa mă gândeam să fac contul ăsta, bă, 10 euro pe lună, frate, stabilesc o zi, uite, ziua de 15. Și în fiecare 15 aluni investesc câte 10 euro și fac în cont ceva, nu știu, îi fac level, îi cumpăr background, ceva frumos, știi? Bine, și mă gândeam să nici nu mai dau obvious, adică când dau de un spinner, aia e, frate, mai important e bani investiți în cont decât să iau eu meciul ăla, să-i demonstrez la ăla, ce-i demonstrez? Că nu-i demonstrez nimic. Dar deja am făcut greșeala asta pe contul ăsta, adică ieri pe Wingman am dat 4 meciuri full rage, ești nebun la cap. Deci, na. Hai mă, dă-i, care ești, mă? A, tu ești, hai, dă-i, așa. Unu mort, doi morți. Trei morți, am făcut 3 kill-uri aici, nebun la cap. Zic că nu mai joc aici, băieți, am 35 cu 0. Hai că 35 cu 0. Coi, dar nu ți arată de durile aici. Ba da, trebuie să dai click dreapta și să dai pe more stats, gen cycle stats în dreapta. Ah, cycle stats. Și scrie în locul la kill-uri. Ai 6 de duri. Ah, da, da, da. Cum 6 de duri 11 am eu, mă. Ah, nu, mă uitam la ăla, ce prost ăs. Mă uitam la ăla de la el, la primul de la ei. Op. Hai, băiatule. Op. Mamă, ce o antape, am dat o tremurat ținta sau sal. N-a tremurat, da. Băi, ești nebun la cap. Hai mă, că trage nevorluzul pe legit. Acum cu USP-ul. Uai, stai să am USP-ul. Ești nebun la cap. Unde e USP kill confirm? De unde ești, manule? Ia uite, one day plus minus 20 plus reps. Ia uite ce a scris ăla acolo. Ce mă? Cum adică 20 de plus repuri? Nu înțeleg. Ori se referă la comentariile de pe profilul meu, ori că mi-a dat report bot și o să primesc într-o zi 20 de reporturi, ori la comandurile de pe profilul meu. Nu știu, dar tot n-am înțeles ce a vrut să zică. Să-mi bat picioarele, mamă, 37 de kill-uri cu aia, nu sunt sănătos la cap. Hai mă. Doi morți, mamă ce le-o dau. Hai bossule, cu backtrack-ul de 200. Bine mă băieți. Doamne, și o să mai trebuiască să bag un meci după asta cu aia ca să-mi dea XP boost-ul ăla. Da, ei, băgăm, ești nebun la cap, e și 38. Crezi că avem timp în 20 de minute să mai băgăm un meci? Mă joc cu abonații și dau de full team de Rager și ăștia abonații mei, dai seama că n-au toți cheat-uri bune. Mai are unul un paste, mai are vine unul cu Osiris, vine unul, hai, că mai vine unul cu OTC-ul. Mai mișcăm cât de cât. Bă, hai să batem. Câte ce ți-a spus-o dacă ți-ai cumpărat contul și plus rep-uri? Nu mi-am cumpărat plus rep-ul, mi-a dat cineva, da? E da, ok, și... oricum. E ok. Mi-a dat un ăsta, Darius 2K mi-a dat plus rep-urile, că și-a cumpărat el de pe nu știu ce să ai, 500 de plus rep-uri. Gata, au dat time-ul cu aia ratați. Ce naiba? No, a ieșit. A ieșit, dar se dă time-ul și pierdem timp aiurea, că voiam să mai bag încă un match. De preferat să acum... dăm decodați. Da, decodați. Dar las că, las, stai tu liniștit, brodere, că când joc pe contul ăla, când joc azi pe live și câte banuri o să dau. Și o să, dacă o să fac video de prezentare, o să arăt fazele de pe live în care le-am dat report după a doua zi, știi? Că ăștia care dau rage pe matchmaking 99 la asta au conturi cumpărate de pe LOL sau de pe G2G, nu dă nimeni pe cont făcut de el cu rage-ul, doar la non-prime, știi? Da, așa, în rest toți dau cu conturi cumpărate. L-am văzut pe unul, avea spin pe cont, pe cont ăsta cu 4 medalii, nu știu ce, și a doua zi când am intrat pe profilul lui era nume schimbat, tot era schimbat, știi? Da, și deci era clar că ăla și-a dat recovery la cont. Mamă, dar câte kill-uri pot să fac cu aia, nu vine să cred. Se arată și cât damage ai dat. Păi și ce-ți mai dă ceva? Ia uite-l cu aia pe RV de ăla, ești prost? Ce lăbăiță, da, da, bă, derapează cu aia, dar vezi că derapează, da, sau? Păi, și mie mi-a dat un tab, nu știu. Da, 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 și mie, what the fuck? Păi și stai un pic, pot să-mi cumpăr și operațiunea pe la Phoenix și căcaturi de alea vechi? Da, da, sunt scumpe, vreo 300 de euro. Mamă, ce am dat-o la Arvidă, l-am dat două tapuri frumoase runda asta, ca ai să eu nu mai ai. Eu zic că merită să ții niște de alea. Sau Berlin 2019, aia ce mai fine, vreo 13 euro, cred. Da, nu știu, momentan o să-mi iau pinuri pe cont și după aia văd, eu ți-am zis planul meu să investesc măcar 10 euro pe lună în cont, știi? Și o să-mi fac prima dată, o să-mi fac nivel, după o să mai fac profilul mai șmecher, o să-mi iau pinuri, știi? Probabil cu banii din operațiunea asta, adică 14 euro cât am făcut din operațiune, o să-mi iau pinuri, o să-mi iau 4 pinuri, Militia, ăla, Guardian, știi? O să-mi iau 4 pinuri să arate frumos acolo. Zici și tu că dacă îi dai mi pe la profilul 1 nu-ți arată așa mai frumos cu 4 pinuri, cu serviz medal, cu nebunii. Arată altcumva. Cu Arthur de la. Da, și cu Arthur de la live. Am vrut să-mi iau unul live, dar n-am mai avut bani și mi l-am luat pe ăsta pe care l-am acum. Oricum, după aia când o să încep să bag bani în cont, o să fac multe steam point-uri de alea, știi? Și o să-mi iau de toate atunci, mi-au nu, și... Nu, Arthur de la, gen, când îți faci tu customizat, știi? Aaa, da, băi bine, ăla trebuie și level. Dai nevoie de level 10, da. Da, bine, nu, eu vreau să fac... Știu că mă gândeam
Vai, S2 cu AWP-ul futu-i în gură. A tras prost, hai mai vine o dată. Ah, băgam iași. Hai bossule, mai dă-mi un pic, vezi că... Hai. Eu uite-l cu aia, e în under-ul, futu-s copilul mătii să-ți fut. Hai, omorăți-și pe ultimul, băieți. Sau îl omor eu. Bravo, mă, ai dat direct prin smoke. Hai să vedem, bă, băieți, aici la finalul meciului, deși nu cred că mai e nimic special. Avem rang 20. Cred că o să -i putem sau nu, nu cred că putem. Cred că mai trebuie. A, nu, trebuie meciul ăla. A, bă, da, am luat X pe boost-ul, băi. Am ei luat X pe... Zice, acum îl dau. Bă, băieți, oficial am făcut contul Raul 2K main rang 21. Hai să-i dăm use item. Use item. Bam bam. Ia să vedem, apare acum Prime Enable, apare Prime Enable. Bă, băieți, gata, avem Prime, ești nebun la cap. Ia intră cu mine în lobby, bă, să vedem cum arată. Ia, yeah. Te-am invitat, gata, bă, băieți, bă, ești nebun, nu mă gândeam că doar din meciul ăsta. Ia uite, manule, cum arată. Altă viață, ești nebun la cap, rang 21. Băieți, bă, atunci o să rămână doar un meci pe episodul ăsta. Nici nu cred că mai stau să mă complic cu misiunile astea. Oricum am 136 de misiuni completate. Mai am astea de pe competitiv în mare parte, dar nu cred că mă mai bag să le fac, că deja mi s-a luat de ele. Mi s-a luat și de alea easy, adică și de misiunile normale, dar chiar nu mai am niciun chef de misiunile astea. În fine, bă, băieți, am făcut și Prime pe acest cont. Nu uitați, aveți linkul în descriere să-mi dați ea dacă vreți să mai jucați cu mine în meciuri când filmez. Zici tu ceva, manule, așa ca de încheiere? Bă, nu știu, dați și voi acolo like să facem 1000. 1000 de like-uri. Aveți și canalul Extazi, bă, băieți, în descriere și dacă, bă, să le dau gen Discord-ul de la report-ul ăla sau? Da, cum vreți. A, na, bun, aveți atunci, dacă vreți să le dați report-ul la băieții care joacă cu coduri pe matchmaking, bă, băieți, aveți acolo link de la report-ul lui și aveți și canalul lui în descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.